Fotbaliștii naționalei exultă după tragerea la sorți de la Euro. Dumnezeu e român de când Iordănescu a venit la națională, spune Marcel Răducanu. România dă peste Belgia, Slovacia și o echipă de la baraj, foarte probabil Ucraina. Euro 2024 va fi la Pro TV. România. Belgium. Slovacia. La ce noroc am avut, parcă îți vine să ieși la universitate și să sărbătorești, spune Mihai Stoica. Da, sigur, am evitat echipe puternice, mă refer la Portugalia, la Franța. O grupă foarte bună, foarte bună. Românii îl felicită pe norocosul Iordănescu. Naționala s-a calificat la Euro din cea mai ușoară grupă și are parte și la turneul final de adversari accesibili. După că acesta, toată lumea așteaptă să te califici. Când ești printre cei mai buni, ușor nu poate să fie. Să dea Dumnezeu să facem o figură cât mai frumoasă. Pe lângă Belgia și Slovacia, România își va afla ultimul adversar în martie, când vor fi meciurile de baraj. Israel, Islanda, Bosnia și Ucraina pot completa grupa României. Părerea mea este că Ucraina este favorită și cu siguranță ea va fi.